În plină criză provocată de pandemie, Primăria Sectorului 6 face investiții ca în vremurile bune. Astfel a pus în funcțiune mai multe fântâne arteziene sub pasajul Basarab, cu scopul, susține edilul Gabriel Mutu, de a combate praful din atmosferă. Fântânile sunt încastrate în paviment sub podul Basarab și sunt formate din mai multe jeturi de apă care se ridică până la 1,5 metri înălțime, cu jocuri de lumini colorate. Probabil ar fi fost mai scumpă și consumatoare de energie umană spălarea străzilor și trotuarelor, sau modelul turcesc de dezinfectare a carosabilului nu este pe placul administrației locale de sector. Surpriză însă, mulți dintre bucureștenii nu au fost deloc încântați de fântânile arteziene de sub pod. Mai mult, oamenii dau exemplul edililor din Turcia, care folosesc resursele financiare ale primăriilor pentru igienizarea zonelor pe care le administrează, pentru spălarea luna a străzilor, aleilor și trotuarelor și pentru sprijinirea bătrânilor și a persoanelor nevoiașe. Aveam nevoie de bani pentru altceva, alte urgențe. Oameni bătrâni, cămine de bătrâni care trebuiau luate mai în serios, nici de cum fântâni arteziene. Nu mi se pare normal astăzi, în criză pandemică, să investești banii în fântâni arteziene, în tot felul de lucrări de-astea astronomice, să montezi borduri, kilometri de borduri, gazon, spațiu verde pe liniile de tramvai. Mi se pare absurd. Chiar mă uitam și habar n-am ce caut aici, nu e locul lor aici. Chiar normal să fie cheltuit banul public. Alții n-au nici apă în casă. Sunt multe familii de aici care n-au nici apă în casă și consumă, în fine, e o risipă. Potrivit Libertatea.ro, primarul Gabriel Mutu susține că fântânile fac parte dintr-un proiect mai vechi de reamenajare a zonei Basarab și că sunt un filtru natural pentru praf. În opinia edilului de sector, deși este pandemie, investițiile aflate pe agenda administrației locale nu vor fi oprite.